Primele rezultate la examenul de bacalaureat le-a adus zâmbetul pe buze celor 66,37% dintre absolvenții de liceu din Galați, care au promovat testul maturității. 75,25% sunt cei din promoția 2014, iar 24,85% sunt tineri din promoțiile anterioare. Luni au fost afișate notele și la centrele de examinare, iar tinerii nemulțumiți de rezultate au avut posibilitatea de a depune contestații. Anul acesta, candidații examenului de bacalaureat nu au mai stat cu emoție că trebuie să ajungă luni dimineața la centrele de examinare, pentru că a fost foarte simplu să afle notele. Pur și simplu au intrat pe site-ul Ministerului, unde s-au afișat încă de duminică seară. Iar primul lucru pe care tinerii l-au făcut a fost să posteze astfel de fotografii pe internet. Notele finale vor fi afișate vineri, 11 iulie. În cazul în care candidații nu au obținut cel puțin 5 la fiecare probă sau media celor 3 examene nu a fost 6, se consideră respinși. În acest caz vor putea susține din nou examenul de bacalaureat în sesiunea din toamnă. Între 14 și 18 iulie se vor înscrie candidații, iar probele scrise vor avea loc pe 25, 27 și 29 august, urmând ca pe 1 septembrie să fie afișate notele.